Sunt pregătiți, Elena Marin și Jorge dau duelul eliminatoriu al acestei săptămâni. Atenție! 3, 2, 1... Traiectoria e foarte important. Iată, din nou, a atins aceeași placă. Aruncă, Elena Marin! Am să te rog să vii cu flacăra. Atenție! 3, 2, 1... Hai, Elena, hai! Jorge și Elena, hai, iată, Jorge. În alergare se întrec ei. S-au susținut unul pe celălalt, a spus și Jorge. Și acum, iată, cu viteză... Bravo, au bravo. Dat primul săcules, trebuie să tragă pe acolo. E un filet și abia după ce a ajuns la capăt, atunci cade. A căzut și la Jorge. Hai, iată, bravo, spart Elena, cu prima bravo. Piesă. Hai, Jorge, Elena, hai. Urmează al patrulea săculeț, a accelerat. Elena, iată, aruncă, Jorge, hai, Jorge, va recupera piesa și va continua hai, să hai. Spargă. Jorge țintește ultima placă ceramică, Elena pe cea din stânga ei din față. A spart Jorge! A lovit-o hai, direct. Elena, hai. Ultima piesă din fața lui. Mai are patru. Patru piese sunt și la Elena Marin. Este o bilă cu ținte acolo, a ratat. Hai, Elena, hai! Jorge, săculețul cu numărul 4, tare trebuie pic, recuperat, dar a recuperat Elena Marin deja, însă, iată. Hai, Elena, hai! A ratat, pregătește, trebuie să tragă la Jorge, iată, trage acum. A lovit Elena Marin acolo, însă placa nu s-a spart. Placa a doua din partea ei stângă, cea mai îndepărtată, trebuie să continue, continuă, vine și Jorge cu săculețul. A fost aproape hai. Elena Marin, a lovit rama, este un pătrat, practic, un... Este un el pătrat, la fel și la Jorge, aceeași bilă cu cuie. Mai tare un pic, Elena, hai. Alege Elena aceeași placă din partea stângă. Jorge, cu putere, a dat pe lung. Bila cu cuie revin amândoi. Concurenții au câte o placă spartă și sunt la săculețul cu numărul 2 din 5. Din nou, nu a fost suficientă, iată, curba descendentă la Elena Marin. A lovit-o chiar direct, a ratat și Jorge. Am avut o boltă. Boltă, din nou, iată, boltă, boltă, într-adevăr, din boltă, nou, boltă, boltă. Încercat acolo Elena și din nou, placa nu se sparge, au câte o placă spartă cei doi, o sparge Jorge, bravo. Cea din dreapta, cea hai, mai avansată, Elena. Merge să ia următorul săculeț. În acest moment Jorge, trei săculeți la fiecare și Jorge... operează manivela pentru a desprinde săculețul cu numărul 3 din 5. Forță la Elena, iată, a lovit între plăcile 1 și 2 de pe partea ei dreaptă. Jorge a mai scos o piesă și vine pentru a face aruncări. A fost din nou, iată, aceeași placă care nu se sparge. Este rândul lui Jorge să arunce. Da, forță, dar și traiectoria e foarte important. Iată, din nou, a atins aceeași placă, care nu se sparge. S-a spart la Jorge. Hai, Elena, are trei hai. Sparte din cele cinci, Jorge. Ce aproape a fost la acolo un pop și scântei la Elena Marin. Mai sus, ce nu-i luați? E spartă, rând, în ordine. Elena, de la al doilea rând, mai tare. Că din nou, aia. Aceeași placă. Iată, Elena Marin chiar îi spune Ana că trebuie să insiste la altă placă. Clar, fizica nu ajută la placa aceea. A încercat Elena, acum a ratat, este rândul lui Jorge. Scoate săculețul cu numărul 4 din 5. Vom vedea ce se întâmplă. Aruncat Elena Marin. Iată. Aruncă Jorge cu bila la placa foarte aproape de el din partea dreaptă. A ratat Elena. Hai, Elena, hai! Aruncă Jorge, a lovit rama pătrată, a ratat. Este rândul Elenei. Înalță Elena, iată. Se sparge! A lovit rama de lemn. Mai cu boltă, Elena, mai cu boltă. Atenție, a lovit pe dedesubt Jorge, nicio problemă. Din nou, în același punct la Elena, iată, formidabilă, sparge Jorge a patra placă, mai are una, cea din stânga lui. Vom vedea. Pregătește Elena o altă aruncare. La cele două plăci, a scos complet roata cu filet.
un avans pe care îl are Jorge, dar vom vedea, aruncă Elena Marin, lovește rama. Din nou, foarte aproape a fost Elena Marin întâi, apoi Jorge. Jorge mai are placa din partea lui stângă. Aruncă Elena Marin, puternic, însă iată, n-a mai prins placa. Și în acest moment, iată, 5 plăci ceramice sparte, Jorge câștigă duelul eliminator. Jorge, duel eliminatoriu, iată, ai trecut mai departe. La cald, cum simți? Am avut noroc. Asta este... Asta e adevărul. Nu sunt foarte mulțumit că, la cum am jucat, dar am câștigat. Asta e... Îmi pare rău, Elena. Bravo, Jorge. Vreau să fac o remarcă. Norocul clar joacă un rol întotdeauna. La Survivor parcă mai mult decât oricând. Însă e un lucru pe care nu l-am spus înainte. Am spus că au forme diferite, dar nu și greutăți. Și decizia să spargeți care anume placă cu care obiect, în asta stătea rezolvarea acestei sarcini. Jorge, te poți alătura tribului tău? Mulțumesc. Încă o dată? Vreau să le transmit copiilor mei că pare rău că poate se așteptau să vin acasă. Vă iubesc foarte mult și o să stau cât e menit pentru mine să stau, da? Vă iubesc, soția mea, te iubesc. Se alătură Jorge tribului, care de altfel l-a trimis la duel, a rezolvat Jorge Elena. Viteza de reacție. Totul a fost exact cum trebuie, însă acest duel eliminatoriu, care a venit peste noapte, că ăsta e Survivor peste un moment, cum simți momentul ăsta, Elena? Nu e plăcut. Cred că nimic nu este întâmplător. Am dat în continuare tot ce am putut. Am avut emoții. Am încercat să nimeresc. Mi-am dat seama că nu este o bilă foarte grea. Și am încercat să țintesc primele tocmai pentru cea din spate să găsesc și să nimeresc un obiect mult mai greu. Nu a fost să fie, am dat numai pe lângă, am încercat, la un moment dat am văzut că am dat inclusiv pe placă, nu s-a spart, probabil că viteza și exact, greutatea și bolta, da, și traiectoria cu care am aruncat nu a fost una potrivită. Ce să zic, cumva sunt mândră de mine pentru că au trecut 3 ani de zile, am trecut prin 2 operații, am o tijă și 2 șuruburi în picior la ligament. De fapt, am vrut să văd că mai pot, atât cât s-a putut să fie. Mă duc acasă la familia mea, mă duc acasă la cei care mă iubesc și cred că nimic nu este întâmplător și probabil locul meu este acum să fiu acasă. Felicitări, Jorge! Vă mulțumesc faimos, mă bucur pe cei pe care i-am revăzut, mă bucur pe cei pe care i-am cunoscut și fie ca cel mai bun dintre voi să câștige. Elena, am să te rog să fii cu flacăra. La școala de dans să fie, și vreau și Doamne eu să ajută. Vin. Ne vedem acasă. Ne auzim acasă. Bale. Și începuse să ne înțelegem bine. Și-o continui când ajung acasă. Pa, Elena. Cu aceeași grație, eleganță și reziliență, mergi acasă, mergi cu fruntea sus și cu zâmbetul cu care luminezi. Iată, flacăra asta continuă să ardă. Doamne ajută și drum bun pe mai departe. Ne vedem cu bine acasă cu toți. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută, Elena. Aplauzele de onoare ale unui trip din care a făcut parte până în urmă cu câteva secunde Elena Marin, cu fruntea sus, părăsește competiția. Drum bun, Elena.